bine ați venit la Newsdesk. Intervenție surprinzătoare a unui cadru didactic în favoarea lui Gigi Becali. O profesoară a decis să-i scrie lui Traian Băsescu, cerându-i să-l grațieze pe omul de afaceri. Vom discuta astăzi în direct chiar cu doamna profesoră și o să ne spună care sunt motivele pentru care a decis să inițieze acest demers. De asemenea, tot astăzi o să vorbim și despre legătura incredibilă dintre un șef de serviciu secret și familia Cioabă. Permiteți-mi întâi să vă prezint invitații. Domnul Petru Luhan, europarlamentar PDL, domnul Adrian Izvoranu, președintele Confederației Patronale din Industrie, Servicii și Comerț, domnul Liviu Pop, senator PSD, mi se va alătura în curând și domnul Daniel Fenechiu, deputat de PDL, cu lideri ai comunității rome, și vorbeam despre un șef de serviciu secret cu legături cu familia Cioabă. Vreau să vedem acum, îl vedeți pe Teodor Meleșcanu, actualmente șef al SIE, alături de Florin Cioabă. Este o poză făcută imediat după încoronarea regelui Cioabă. Domnul Luhan, știați că și domnul Meleșcanu e conectat la comunitatea romă? Bine, are legături cu liderii comunității rome? Dar nu cred că e vorba de conectare. Cred că mai mult vorba de un gest. Gest, din câte vedem, foarte, foarte prietenesc. Da, foarte bine. Domnul reprezentant rege, nu știu, că iarăși intrăm într-o discuție cu domnul Zvoranu dacă să-l numim rege sau nu, a avut contacte cu diversi lideri în spațiul politic și non-politic din România, și faptul că există o legătură între cei doi, nu știu când ai făcut fotografia. E făcută imediat după, la scurt timp după coronarea regelui Cioabă. Am înțeles. Asta nu cred că lasă spațiu de interpretare într-o direcție sau alta. Din punctul meu de vedere, e pur și simplu o cunoaștere ca între doi amici, doi, știu eu cât de bine se cunosc sau nu, cei doi, habar n-am. Dar nu cred că trebuie să interpretăm într-o direcție sau alta. Domnul Meleșcanu mai are legături și mai strânse cu familia Cioabă. Știu că i-a botezat fetița la fel și cu ceilalți patru contracandidați ai mei. Deci, Buli Bașa, șeful lor de acolo, încearcă să exploateze campaniile electorale, spunând am atâtea voturi și rezolv voturile. Nu trebuie să ne ascundem de acest aspect. În rest, e o problemă mare cu romii. E o problemă mare pe care trebuie să o gestionăm corect. Problema aici nu e la rom, problema aici e la politicieni. Dacă permiteți o mică glumă vis-a-vis de domnul Meleșcanu, faptul că este acum șeful serviciului unui serviciu important, având în vedere că romii sunt răspândiți în toată Europa, poate folosesc acum aceste relații să vadă ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene prin contactele pe care și romii din România le au cu romii din Italia, din Franța, din Spania și așa mai departe. Deci să privim și latura bună a lucrurilor. Dar de ce e o glumă? E ceva foarte serios. Nu puteți considera o glumă, pentru că, până la urmă, eu cred că așa... Dar nu știa domnul Meleșcanu atunci când era președinte de APR că peste 10 ani, peste 9 ani de zile va deveni șef serviciului. Adică este o latură constructivă, pe fond. Nu. Da. Mi-e greu să cred că atunci făcea asta. În materialul dumneavoastră, dacă îmi permiteți o sesizare, ați omis faptul că un politician de mare rang, cum este domnul Ponta în momentul de față, a fost naș la o familie de interlopi din Vâlcea de curând, da? Sau când? Acum un an. Un an și ceva. Cred că merita pus pe tapet și această legătură politică. Dacă vorbim de politician foarte important. De interlop corect, după aceea vedem. Că cu interlopi ăștia... Știți că sunt, mie nu-mi convine legătura dintre interlop și rom. Imagine că e vorba despre ucigași, violatori, interlopi. E vreo legătură între faptul că e interlop și rom? Da, erau inclusiv rom. Nu. Dar chiar cum a venit? Păi nu, corect, are dreptate domnul Zoran. Nu am văzut legătura. Noi prezentăm imagini cu nașii anumiți de romi, dumneavoastră faceți interlop. Să puneți această șiruire de legături între politicieni și... Poate dacă vom investi mai mult pe educația romilor, vom avea mai mult de câștigat și la nivel de clasă politică și la nivel de interlop. Eu vă reamintesc că am avut dezbatere în Parlamentul European și am aprobat sume semnificative pentru... Nu este permis, nu este legal și este inadmisibil din punct de vedere al Constituției României. Nici măcar în glumă nu ne putem juca cu suveranitatea și naționalitatea statului român. Domnule Luhan, dacă eu am un document semnat de Ion Iliescu în numele președinției României, Năstase, în numele Ministerului Afacerilor Externe, primarul general, șeful vămilor și procurorul se cheamă că sunt bazat, toată lumea mă recunoaște,
Practic depinde e un act oficial. Aveți dreptate cu interpretarea parțial, însă depinde ce conține acel document. Depinde cu ce se laudă. Cu ce e recunoscut care e jaronii. Cu ce se poate lăuda acel deținător acestui document. Păi nu, dacă eu am un document care scrie că sunt prințesa Ardealului și am ștampilă de la toată lumea, se cheamă că sunt prințesa Ardealului. Nu putem vedea doar alb sau negru. Părerea mea este că există ca în orice stat și în România există o Constituție, există legi pe baza cărora se alocă sau nu o semnătură și, și o ștampilă. Acum, eu chiar m-aș uita cu atenție pe ce, în ce bază, în baza cărei legi domnul Iliescu a acordat această ștampilă și semnătură pe vremea respectivă. Dar nu vreau să critic sau nu vreau să intru în detalii în ceea ce privește recunoașterea. Și am avut discuții, dacă vă amintiți data trecută, în ceea ce privește această denumire de rege. Fiecare comunitate are dreptul să-și numească liderii cum doresc ei. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât ei fac un fel de ONG, până la urmă, și aleg liderii, o structură de conducere sau cum vreți să o numiți, sunt liberi să o facă. Trăiesc într-o țară democratică.